Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi o să pregătim un piept de rață la grătar cu salată coleslaw. Am pregătit un piept de rață pe care l-am tăiat în două și îl voi condimenta doar cu sare și piper, nimic altceva. Îl las în așteptare până pregătesc salata coleslaw. Este o salată de varză cu morcov, ceapă, țelină și cu un dressing alcătuit din câteva linguri de maioneză. Eu fac maioneza în casă, nu-mi place cea cumpărată, cu 50 de mililitri de smântână 30% și maioneza o fac cu 200 de mililitri de ulei. O să încep prin a tăia fideluță varza. Cât putem de subțire. Tăiem și ceapa julienne. Folosesc ceapă roșie pentru că îi va da o coloratură foarte frumoasă salatei. Țelina, îl dăm pe răzătoare. Adăugăm puțină sare și vom freca varza cu legumele ca să se înmoaie. O să pregătim dressingul și începem cu maioneza. Dintr-un gălbenuș fiert pe care îl dăm printr-o sită, un gălbenuș crud și o lingură de muștar și 200 de mililitri de ulei pe care îl punem în firicel treptat. Maioneza mea este gata, după cum vedeți, am făcut-o la mână, fără să folosesc mixerul, pentru că fiind în cantitate mai mică, nu era neapărat nevoie să folosesc mixerul. La maioneză adaug 2 linguri bune de smântână, sau 50 de mililitri, cu grăsime ridicată, de 30 sau 32%.
lingurița de oțet. După cum v-am obișnuit, folosesc oțetul de trandafir pe care îl preparăm noi. Menționez faptul că acest oțet nu schimbă gustul mâncărilor. În schimb, are proprietăți terapeutice deosebite. Potrivim de sare și puțin piper. Și adăugăm dressingul peste salată. Amestecăm salata cu dressingul. Salata noastră este gata. O voi transfera într-un bolișor mai mic. Și o lăsăm să se odihnească și să se contopească gusturile până facem grătarul. Am încins grătarul și o să pun pieptul mai întâi cu pielea în jos. Pielea pe care am crestat-o ca să nu se strângă. Verificăm un pic, mai lăsăm să se rumenească crusta. Întoarcem pe partea cealaltă și acum o să-l acopăr puțin cu un capac ca să se facă un pic și în mijloc. Mijlocul trebuie să iasă roz aiuri. Îl întoarcem pe toate părțile pentru că este destul de gros. Pieptul nostru de rătușcă este gata. O să-l lăsăm foarte puțin să se tempereze ca să putem să-l tăiem felii. Și o să vă arăt în secțiune cum trebuie să arate mijlocul. Exterior crocant, iar mijlocul rozaliu și fraged. Puțină dulceață de ardei iute alături de salată și porția noastră este gata. Priviți ce frumos și roz arată pieptul de rață în interior. La exterior este crocant și savuros. Dragii mei, aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Piept de rață la grătar cu salată coleslaw.
Este o rețetă simplă, care se face rapid și este binevenită în orice moment. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să vă abonați, să vedeți și alte rețete pe canalul nostru de YouTube și să lăsați comentarii, să lăsați aprecieri, observații și gândurile voastre sau ideile voastre despre rețetele noastre.